Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1863, la data de 12 octombrie, a trecut la cele veșnice Andrei Mureșanu, poet și revoluționar român din Transilvania. Născut în familia unui mic întreprinzător, a studiat filozofia și teologia la Blaj, lucrând apoi ca profesor la Brașov începând cu 1838, după care a început să publice în revista Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură. S-a numărat între conducătorii Revoluției din 1848 ca membru în delegația Brașovului la adunarea de la Blaj. Poemul său, Un răsunet, scris la Brașov pe melodia anonimă a unui vechi imn religios, poem denumit ulterior Deșteaptă-te române, a devenit imn revoluționar, fiind numit de Nicolae Bălcescu Marseieza românilor. În 1990, Deșteaptă-te române a devenit imnul de stat al României. După Revoluția de la 1848, Mureșanu a muncit ca traducător la Sibiu și a publicat în revista Telegraful Român, operele sale având tentă patriotică și de protest social. În 1862, poeziile sale au fost adunate într-un volum. Având sănătatea precară, a murit la 1863 la Brașov. De asemenea, tot pe data de 12 octombrie în anul 2002, Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române au semnat în premieră o declarație comună care îndeamnă la unitatea creștinilor, acesta fiind primul act încheiat vreodată de un suveran pontif și un patriarh ortodox. Printre cele enunțate în declarație, Patriarhul Teoctist și Papa Ioan Paul al II-lea afirmau următoarele. Citez. Această întâlnire a noastră este continuarea îmbrățișării pe care noi am schimbat-o la București în luna mai 1999, în timp ce în inima noastră mai răsună încă apelul emoționant Unitate, cu care o mare mulțime de credincioși ne-au întâmpinat cu acea ocazie. Acest apel era ecoul rugăciunii Domnului nostru pentru ca toți să fie una. Această întâlnire reînnoiește angajamentul nostru de a ne ruga și lucra pentru a ajunge la unitatea vizibilă de plină a tuturor ucenicilor lui Hristos. Scopul și dorința noastră arzătoare o constituie comuniunea de plină, care nu este absorbire, ci comuniune în adevăr și în dragoste. Această cale este una irreversibilă, pentru care nu există alternativă. Este calea Bisericii. Am încheiat citatul.